Răzgine acolo sus, nu mai arăt. Gătește, să răzgine, cu culiocul, da, culiocul arată la întâi. Da, culiocul să-l arăt și pe urmă. Unță e victima. Victima și în instanță, nu avocați, nici nu trebuie avocați. Da. Care e și mai vorbă, da, da. Victima trebuie să fie în instanță. Eu am întrebări către victimă. Victima trebuie să fie avocat. Eu am întrebări către victimă. Unde e victima? Nu știu, doamne, eu sunt avocatul. Da, dar ce nu-i spui la victimă să prezinte? Că eu am întrebări către victimă. Deja numai instanța decide să prezinte victima sau nu se prezinte. Dar uite, da, da. El nici nu are idee. Eu învățat-o Natalia Rusu și să spui. Judecătoarea Natalia Rusu a învățat-o și să spui și să nu spui. Eu dat și să scrie și să nu scrie. Da, noroc din Natalia Rusu, da. Că îți arată culiocul cu documente, cum să-l pui pe masă. Știi, înapoi culiocul cu bani. Intermediarii. Avocații intermediarii. E jale mare în justiție din Republica Moldova. Asta e onța cel care cu un top, onța care îi reclamează amuia Dorașov, îl reclamează, un top, da. A lui Dârda, criminali, talhari, duc fetele la prostituție, vând narcotici. Așa că e pe cine apără. E măcar să uite, să știe. Dar eu luat culiocul și l-a dus mai departe și nu mă interesează. Căci ies ocupație veșnic, ea mă pun la pșa pe urechi la toți moldovenii. Un top, o onță. Da, jele mare. Republica Moldova e jele foarte mare. De toată criminalitatea asta și se întâmplă. Ia țin, așa țin spre dânsa. Bună ziua. Septembрь 2022, 24 минуты. Дистанция загрязла. Дистанция загрязла. Дистанция загрязла. Дистанция загрязла. Центр. Душа. Ваша функция держит и карта сын президент. Вы презентацию. Я Улар Мария. Народна инстанция авокатов Дулгия Рудяна интересы виктиме Ионца Иоанна. На территории. Дулгия Рудяна интересы виктиме Ионца Иоанна. Маша, в комплект ласкас, штинтик шаленский стол, грифиер, ливера, мокрый. Рекузер. Ну, сын. Креденца. Doamna Maria, ați spus că vă desemnat... Mi-a desemnat un avocat din oficiu. Îmi pare că mă tind cazacul, dacă mă... Da. Dar văd că nu s-a prezentat, nu m-a telefonat. Nu știu din ce cauze, nu am idee. Dar m-a telefonat cu desemnatul. Și care e poziția dumneavoastră? Știți, poziția mea, aș vrea totuși, da, să o așteptăm pe avocatul, dar să aducem în instanță și victima, pe Ionța Ion, nu mai decât, vă rog frumos. Noi v-am spus și la ședințele precedente, ei cunosc despre ședință, dar noi nu suntem abilitați cu așa drepturi ca să-i aducem silit, asta este voința... Corect, dar... Da. În lipsă. Da, dar... Este eu... avocatul, atenție... Da, da, eu am întrebări față de persoana Ionța Ion, da. Dar să vedem pe parcurs... Da. Eu nu știu... Aducem la cunoștință iarăși avocatul și prin telefonograma să anunțăm da. Partea vătămată, că dumneavoastră aveți întrebări da. Și să fie prezent, dar da. Mai departe, în ochii dumneavoastră, doamna avocat, le simte să comunicați. În altă instanță, eu vă înțeleg, dar vă transmit mesajul. Este dreptul lui, eu înțeleg, dar iată vă transmit mesajul care vă ajută. Așa, și luând în considerație că doamna Maria are avocat care nu s-a prezentat, nu cunoaște motivele. Ce facem, doamna Maria? Eu să cot că trebuie da, să amânăm, vă rog frumos să amânăm. Da. Da. Dar trebuie datele ei concrete? Eu îmi sun la CNAJ. Bine. Da.
Și am să văd pe ce... Eu sunt potrivă. Doamne Maria, luat, vă rog, telefonul din față și nu m-a filmat, vă rog frumos. Asta în primul rând. În al doilea articol, pasul 54 cod contravențional prevede expres cauza se judecă în termen de 2 luni de zile, când a intrat dosarul în judecat. Dosarul în cauză este înjudecat mai mult de 2 luni de zile. Noi deja încălcăm toate termenele rezonabile. Și a câtă ședință se amână pentru că nu este avocatul doamnei Maria. Doamna Maria, noi astăzi... Fost desemnat avocat. Eu vă cred o mare instanță, da. Noi suntem după noi suntem și este termenul de prescripție care deja expiră în viitorul apropiat. Practic, a fost comis în decembrie, acum expiră. Și noi până să examinăm dosarul, se expiră. Și atunci care e clientul? Să încălcăm drepturile unui participant, da? Onorat instanță, eu solicit ca noi să accelerăm cumva dosarul, să mergem mai repede, pași mai rapid, pentru a nu încălca nici a doamnei, nici a clientului. Dumneavoastră, știți câte dosare sunt vă în cred, instanța de judecată? Vă cred, dar haideți undeva să găsim un numitor comun. Veniți cu partea vătămată, doamna vrea să fie și partea corect, vătămată. Corect. Suntem invitați și partea vătămată. Da. Dacă noi trebuie să nu lezăm drepturile la niciun participant, haideți atunci toți să ne stimăm. Și dumneavoastră, de cine e acea doamnă Cazac, care tot este colegul dumneavoastră, da, și toți să-i aduceți, să-i spuneți la obraz, uite... Doamna onorată instanță, da. Nici nu vă cheamă pe doamna Cazacu, nici nu dacă este așa avocată. Dacă doamna vă identifica, vă zic că și eu. Așa, este clar. Eu am înțeles doar pași rapizi, mi-mi pare că noi ne stăruim pași rapizi. Dar noi avem să fie plini de dosare. Și eu nu pot să nu lucrez cu arestație, cu ce, dar dată ziua cu dumneavoastră. Și să amând de atât dacă nu e partea vătămată. Nu să amând din cauza partea vătămată, să amând de partea vătămată, vă rog mult. Atunci toți trebuie să respectăm. Data viitoare vă rog să fie și partea vătămată. Eu partea vătămată eu simt să fie, dar să fie și avocatul să lucrăm. Da. Ne-am înțeles, da, doamna Maria? Da. Vedeți cine e avocatul, da, și decât, imediat o anunțați da. Pe Elvira cine, ca noi toți să intervenim. Elvira, da, să vă rog registru. Bravo, judecătoare! Bravo! E culoare tot, bravo! Asist la o judecată corectă. Corect, bravo! Asist la o judecată corectă, de câte judecătoare și eu. Haideți, dacă cu pași rapiz... Măcar și pentru mâine, da. Poftim, iată pe data de 7, da. La ora 17:00, poftim, da, nu bine, nicio da. Problemă, noi lucrăm. Corect, bravo. Tot da. Timpul lucrăm. Am înțeles. Atât pentru da. Astăzi, vă mulțumim da. Pentru prezență. Semnați, vă rog, recipis, o mai zi bună, este ora 12:10 și ședința declară închisă. Poftim, mulțumesc, eu vă anunț, bine? Da. Da, mulțumesc frumos, duce țâni, țâni mele. Bravo. Ia să așteptăm. La revedere. La revedere. Da, de asemenea. Bravo, vezi, nu s-a încălcat nici un drept. Nici a parte, nici a luat altă parte. Ai văzut? Și corect. Da, foarte, da. Bravo, bravo, bravo judecătoare. Da, bravo. Ei, bă, ce s-o scolată în picioare și răcnește, e că eu luat. Eu vreau să accelerez, dar păi stai, da, adă da. Victima și accelerează, nicio da. Problemă. Tu vii fără victimă, dar aici să încalce dreptul. Da, nici eu luat cu leu cu bani de la onță, da. De la onță, de la un bandit. Nu vă rog frumos, te-ai sculat ca un incompetent, te-ai sculat în picioare și răcnești să accelerează. Dar unde-i victima? Unde-i victima? Tu știi ce înseamnă victima care scrie plângere? Știu. Știi? Păi mâine dacă n-ai la duș, cum te-ai sculat și te-ai prostit, te-ai prostit. Noi am să venim mulți, nu 1, 2, 3. Hai, hai. Treci în coșul. Onța e on cu dârdă? Cu criminalii ești? Mai mulți să venim cu dobile. Noi am să venim mulți și să trecem foarte gine. Da? Hai, strigă mu, să vii victima, unde-i victima? Da, striga, e s-o scolat în picioare și e onorată instanță. E domn Friș, nu ți-ai rușine. Deloc nu ți-ai rușine. Că ești ca dânșii. Gândi și-o pune la... Că ești ca dânșii. Pune și-o, aici, Lucie. Că ești ca dânșii, ca onța ești. Fix ca onța ești. Ți-ai luat culiocul și te-ai pornit la strigat. Fără incompetentă, totală.
totală, incompetentă. Ei ne-ar încălca drepturile mele, eu la dânsă. În termeni rezonabili, două luni, evrei. Dar unde-i Onța până în ziua de azi? Nu vine. Că tu îi duci cu locul. El face, îi doar așa, îi face un top, îi face reclamă. Lipădăturilor, tăpii ordinare, asta nu-i justiție, dar asta-i tu, împreună cu dânsă. Dezbracă roba și s-a terminat. Nectă. Da, e că eu îmi pun o cerere. S-a la duș, păi mâine la ora 5. Doamne, ferește la duș. Da, la revedere, da, să strâmbă. Ninunii. Dar spate reducere, eu pur și am plecat. Toată și distribuția, că eu să-mi pun cererea, asta e amenda mea, vedeți? Nu, sunt de acord. Cu încheiere din cutare, îndată cutare, care am primit-o la data 05. Și acolo, încheierea eu anexat și am plecat. Asta se face. Ține.